dimineața, dragilor. În dimineața aceasta am avut două focare, unul pe partea Republicii și unul pe partea de Gheorghe Doja. Focarul consta în faptul că să ții pe cei din Gheorghe Doja, pentru că au venit din Clejoi Boldești, sunt curve pe stradă și să căutăm pe Cean Corlătescu, Peștiu și Țigan, și în partea cealaltă, pe Republicii, aceiași oameni veniți pe indisciplină la Inspectoratul Județean pe Jandarmerie Matei Basara, pe indisciplină, pentru că de Jandarmeria nu aplanează, stă lângă Lucian, dar face scandal. Echipaje din Boldești și de jandarmerie și din Matei Basarab, așa, nu au putut să intervină. Nu este o problemă, pentru că așteptăm răspunsul și celorlalte unități militare de jandarmerie, pentru că jandarmeria, chiar dacă stă lângă tine, nu aplanează, te acuză. Bașca că vrea să aș cumpăra Dusterul, dar l-aș rechiziționa, știi? Dar sunt un pic negricios de la fasole. Nu că îl suspectează colegii de muncă, un pic de semirom care a mâncat fasole și a început să negrească. Despre urmăritul penal Bogdan Iordache, sau cum ați vrea să spuneți, sau ce mai îl cheamă camion, ca să nu-l bruieze, se urcă din camion în camion ca o curvă tovolară, pentru că a făcut pușcărie și trebuie să-l bruieze. Îl veți auzi toată viața cum vorbești. Sau dacă a ajuns vreodată și va face șicane, bine mersi cu orice camion pe